Gazdele au depus eforturi mari pentru ca meciul cu formația de Liga 3 a Cosarom Pașcani să se poată disputa. Au dezăpezit terenul de joc într-un timp record, iar la ora 11:20, centralul Emil Voicu a fluierat începutul primului joc de verificare din 2014 al trupei pregătite de Viorel Tănase. Prima repriză a fost una deschisă în care Sportclub Bacău a avut cele mai mari ocazii de gol. Adrian Hurdubei a marcat la capătul unei faze prelungite a pistolarilor. La începutul părții secunde au fost câteva probleme, iar partida a fost întreruptă. Un superb husky a vrut și el să joace fotbal și le-a furat jucătorilor obiectul muncii. Până la urmă, joaca patrupedului dinamovist a fost întreruptă pe terenul de joc, dar a continuat în afara lui, acolo unde câinele s-a jucat cu directorul sportiv de la Sportclub Bacău, Remus Pozânărea. Echipa lui Viorel Tănase a avut o prestație bună și în repriza secundă, iar Ionuț Furtuna a marcat spectaculos din lovitură liberă pentru 2-0. Sportclub Bacău s-a întors la Slănic Moldova în cursul zilei de astăzi. Am văzut preocupare, mai ales după 12 zile de acumulări fizice, unde vă spun sincer că au tras din toate puterile, s-au comportat bine azi. Luni, Sportclub Bacău va merge în al doilea cantonament la Băile Felix. Am fost mulțumit pentru că a fost preocupare de joc, de posesie. Sincer, scorul mai puțin mă interesa preocuparea lor de joc și a existat și în prima repriză și în a doua. Acum mici greșeli, dar e ok.